Bună seara, dragi telespectatori, și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Talk Show Juridic. Tema emisiunii de astăzi iarăși este una puțin pamfletară, dacă în una din emisiuni am dat un citat din celebru Eminescu. Astăzi am ales un alt scriitor, deja în sfera prozei, dramaturgiei, un pamfletar al nostru, al poporului nostru, așa cum suntem și noi, Curad Murdar. Mă gândesc că toată lumea care a citit Caragiale știe din ce operă provine această expresie. Și de ce am ales această expresie? Pentru că astăzi vom discuta despre integritatea aleșilor sau a funcționarilor publici, al oamenilor din aparatul de stat. Pentru această temă am aici în studio privilegiul de a avea un coleg care s-a ocupat îndeaproape, cum am zis eu, încearcă să spele imaginea celor vizați de ANI și spun bună seara și bine a venit în studio și a acceptat invitația colegului Köble Ladislau și cred că am pronunțat bine. Da. Bună seara, Petre, bună seara telespectatorilor. Mă bucur că m-ați invitat, sper să fiu la înălțimea așteptărilor tale. Loții, dragă, așa cum am familiarizat telespectatorii, nu pot să-i spun unui prieten, mai ales că noi ne întâlnim în viața de zi cu zi și așa ne și... Des. Ne strigăm pe la sală, nu putem spune domnul sau doamnă. Aici suntem o emisiune într-un cadru așa ca între prieteni. Însă înainte de a trece la subiectul emisiunii, vreau să precizez, să atrag atenția telespectatorilor că emisiunea de săptămâna viitoare va fi difuzată marți seara la aceeași oră, la ora 21. Și acum să trecem la subiect. Ce înseamnă ANI? Dintr-o largă accepțiune mă gândesc să încep cu o chestiune de genul ăsta. ANI a suferit încă de la momentul înființării ei, din anul 2007, pentru că legea inițială, legea 144, a suferit o modificare destul de drastică la nivelul anului 2010, prin legea 176. De principiu, ANI ar avea scopul de a asigura integritatea în exercitarea demnității publice a tot ceea ce înseamnă sferă publică. Fie că mă refer... Scuză-mă că să știe telespectatorul care este numele complet. Agenția Națională de Integritate, așa, ca for, ca instituție cu atribuții de control într-un mod direct privind exercitarea, în exercitarea funcției de demnitate publică a aleșilor locali, a aleșilor, a parlamentarilor, a funcționarilor publici de toate categoriile și în ceea ce spuneam înainte de emisiune, tot ceea ce înseamnă angajații ai statului. Cineva trebuie să și controleze. Și într-un mod paradoxal, entitatea care trebuie să controleze, tocmai spuneam înainte de emisiune, că din nefericire, chiar prin modificări din 2010, are o chestiune care e ușor frântă. Legea 176. Legea 176. Da, am găsit multe sincope și o să discutăm. Sigur că da. Aceste sincope, din nefericire, se creează un anumit dezechilibru, o anumită disarmonie în ceea ce privește, în primul rând, actul de control, în al doilea rând, constatările actului de control și, în al treilea rând, dispozițiile care sunt absolut firești. Făceam o comparație ușor neaoșă cu cineva care mă întreba de asemenea cum se aplică o sancțiune ANI. Strâmbă și neaoș. Adică, atunci când traversezi strada într-un loc nepermis, o lege vine și îți spune, vei fi sancționat contravențional pentru că n-ai trecut printr-un loc marcat anume pentru asta, se intitulează generic zebră. Și pentru asta riști să primești o amendă contravențională în cuantum de X lei. Dacă ANI, în urma unui control efectuat, și o să discutăm de etapele controlului pe scurt, desigur că nu vreau să detaliez tehnic foarte mult acest aspect, urmează, desfășoară un control, constată fără urmă de tăgadă că un anume ales funcționa public sau a încălcat legea. Are o adevărată problemă. Cui se adresează ca persoana respectivă să fie sancționată? Corect. Va fi un răspuns absolut fabulos. Haideți să vedem, scuză-mă că te întrerup, să vedem un material și după aceea o să discutăm pe marginea acestuia. Și să vedem cine aplică sancțiunile exact la ce ai spus. De-aia vreau să rămânem la acest subiect. Rog, regie, dacă este pregătită.
Începând cu data de 1 iunie 2012, Marinela Roman deține simultan atât funcția de contabil șef în cadrul primăriei Săpânța, cât și funcția de contabil șef în cadrul școlii gimnaziale din comună. Potrivit Agenției Naționale de Integritate, Marinela Roman a încălcat dispoziții din legea numărul 161/2003, potrivit cărora funcționarii publici nu pot deține aceste funcții și nu pot desfășura alte activități, remunerate sau neremunerate, în cadrul autorităților sau instituțiilor publice. Totodată, Marinela Roman a încălcat și dispoziții din această lege, potrivit cărora raportul de serviciu al funcționarului public se suspendă până la încetarea funcției eligibile sau a funcției de demnitate publică, în cazul în care funcționarul public a fost ales sau numit. Contabila primăriei Săpânța a fost informată despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate și drepturile de care beneficiază, dar cu toate acestea, Marinela Roman nu a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere în exercitarea dreptului la apărare. Potrivit legii, persoana față de care s-a constatat starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcția ori demnitatea publică respectivă sau încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcție eligibilă, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului. A revenit în studio. Nu pot să nu mă amuz gândindu-mă la cimitirul Vesel din Săpânța, început din nordul țării și pe parcursul emisiunii o să ajungem și în sudul țării, traversăm țara cu în legătură cu integritatea asta. De-am spus, curat murdar. Acum, oricât ar încerca un candidat sau un ales într-o funcție publică, un angajat al statului, să fie cât de cât în consonanță cu cerințele legale, tot se găsește ceva. Tot își murdărește, își pătează imaginea și aici intervine rolul nostru, să spălăm imaginea, așa cum ai avut și tu din practică. Acum în cazul de față, că am rămas la acele sancțiuni, cine aplică sancțiunile în cazul de față? După părerea ta, apropo de sincopele legii. Da, raportarea sincopei legii. Cei de la anii, de ce spuneam că legea Agenției Naționale de Integritate, ca să fiu mai exact, este câteodată frântă sau, din nefericire, nu cuprinde toate elementele ce țin de elemente sancționatorii alte decât cele prevăzute la articolul 30 de care făceam vorbire înainte, privind anumite sancțiuni la nedepuneri. În cazul ăsta este absolut siderant. Funcționarii Agenției Naționale de Integritate constată fără urmă de tăgat o stare de incompatibilitate a unui funcționar public. Funcționarul public care își înrurește activitatea în temeiul legii 188/99 are drepturi și obligații. Funcționarul public în raporturile de serviciu are un raport de subordonare către contabilul șef. În cazul de față e chiar contabilul șef. Acesta nu se subordonează în mod direct primarului, care este ales local. Alesul local nu-i salariat, că e indemnizat, ori funcționarul public e salarizat și nu-i indemnizat. Hotărârii de Consiliul Local, nu poate fi o hotărâre de Consiliul Local decât fie ei desfințesc funcția și atunci nu mai pot să angaja pe altcineva. Agenția Națională de Integritate a făcut ceea ce știa cel mai bine în perioada respectivă, fiind condusă de un personaj care la ora actuală se află ușor privat de libertate. Mai mult sau mai puțin corect, asta nu vreau să o comentez, însă a făcut ce știa mai bine. A constatat o anumită stare, a aruncat pisica în curtea primăriei și le-a spus: bună ziua, Unitatea Administrativ Teritorială Săpânța, aveți următoare situație de incompatibilitate. Noi vă dorim o zi bună, la revedere, aplicați legea. A uitat să zică care. Ai văzut, nu sunt niște norme. Aici norme probleme de aplicare, sigur, pe asta discutam. Bun, ce facem? Că acum e un an preelectoral. Legea se aplică și candidaților. Ei sunt filtrați înainte de a solicita acea declarație și după ce îi lasă să ajungă în funcție, că așa avem noi în practică, cum zicem noi juriștii. Așa este. După ce ajunge în funcție, găsesc nod în papură. Nu ar trebui să-l filtreze de la început? Băi, să vedem, să coroborăm declarația ta și după aia să vedem dacă poți candida. Că avem chiar un caz la nivel național, numărul 1 stat, nu? Președintele. Am înțeles. Suntem în direct și cred că vom crea un precedent periculos, ar putea domnul decan să ne cheme pe covorul roșu, o să fim de acord. Și asta se întâmplă destul de rar. În general, în sală nu ni se întâmplă, să nu luați în considerare lucrul ăsta, nu suntem de acord decât mai rar.
Acum să suntem de acord. De ce suntem de acord? Pentru că amândoi plecăm de la următoarea premiză. Cine trebuie să-i spună unui candidat pe o funcție de demnitate publică, consilier local, consilier județean, candidat de primar? Pentru că doar candidatul de primar va mai candida în nume personal, consilierul, președintele Consiliului Județean va candida pe liste. Cine va trebui să spună acestor candidați potențial viitori demnitari locali ce și cum trebuie să facă? Cine ar fi acel for? Cine este acea entitate? Doamne, bună ziua, n-ai voie să faci cu tare. Sigur, putem să ne prevalăm de chestiunea cu ignorante legi, este scusat neminem. Ignoranța legii nu scuză pe nimeni. Bun, în situația multora din mediul urban ar fi pretabil, deși și aici un semn de întrebare. Mulți fertodoxi în sfera politică, din nefericire, și în județul Alba. Dar ce te faci cu mediul rural? Unde în mediul rural poate să candideze pe diferite funcții orice persoană care are un anumit grad de pregătire mediu, care termina liceu în urmă cu 30 de ani multilateral dezvoltat într-un liceu agroindustrial la Seral, etajul 4, unde nici oxigenul nu circula suficient de mult, și unde ne trezim în situația ingrată că la nu știe foarte bine, în afară de ceea ce făcea el la servici, că cuvântul serviciu e o complicație, apare sintagma, el știe unde mergea în vremurile lui de mult apuse, după care tânjește și poate va fi ales. Și am o situație din nefericire de felul ăsta, din nefericire pentru clientul meu, din fericire pentru el ca teza a doua, pentru că s-a soluționat în mod favorabil. În care avea o întreprindere individuală, avea o persoană fizică autorizată, ambele ale dumnealui, și era și consilier local. Că nu l-a informat nimeni. Anii au făcut un control la nivel național, nu numai la nivelul județului Alba, și în care la nivelul Oficiului Registrului Comerțului, de pe lângă Tribunalul Alba, găsește persoana, verifică codul numeric personal, fără urmă de tăgadă constată această stare de incompatibilitate, înștiințându-l pe justițiabil, pe cetățean, și de drepturile pe care acesta le are. De asemenea, înștiințează Consiliul Local. Fiind consilier local, se ia măsuri. După rămânerea definitivă a scriptului, mărturisim cu sinceritate că am lecturat legea, după care am început să o citim, după care am început să o și învățăm și la un moment dat, după vreo 3 ani de citire, lecturare și învățare, n-am constatat care va fi momentul definitiv. De asemenea, legiuitorul a uitat să ne spună care e momentul definitiv a unui script de la Agenția Națională de Integritate. Și atunci, Consiliul Local a zis, ai greșit, recunoști, te vom sancționa cu 5% pe 3 luni conform unei prevederi legale din legea 215 a statutului aleșilor locali. 393/2004. Trimite la prefectură, prefectura își da aviz de legalitate, al minter corect și legal. E acum, la acest ales local se aplică acea prevedere în care 3 ani nu mai poți îndeplini măsura? Eu zic că nu, că nu există măsură complementară. Nefiind o măsură complementară ca la prevederile abaterilor de la regimul circulației, non bis in idem pentru aceeași faptă, nu poți sancționa un om de două ori, ar fi chiar culmea, suntem într-o astfel de situație. Privitor la cazul Săpânța, că am deviat ușor, am spus în felul următor. Fiind vorba de un funcționar public, așa, care a săvârșit o faptă evidentă și fără urmă de tăgad. Poți scriptele, le tăgăduiești mai greu. Deși, în practică, se pare că în ultima vreme mulți își tăgăduiesc propriile semnături. Tragerea la răspundere, cred că ar fi trebuit să revină în primul rând secretarului Unității Administrative Teritoriale, care ar avea în atribut constatarea unei stări de nelegalitate. Acesta să propună, fie pe calea contenciosului, fie pe calea instituției prefectului, fie pe calea unei promovări de hotărâri de Consiliul Local de îndreptarea acestei stări de fapt. Pentru că, pe de altă parte, asta în pasivitate când o instituție de talie, Agenția Națională de Integritate, îți constată o stare de genul ăsta de incompatibilitate fățișă, în care funcționarul public nici măcar nu are șansa alesului, pentru că este alesul încă o dată este indemnizat, iar funcționarul public este salariat. Diferența e fundamentală. Pe lângă că e vorba de diferență financiară destul de consistentă, mi-e și rușine să spun cât are un consilier local la nivelul unei comune. Da. O altă sincopă ce am văzut, una din ele, care pur și simplu m-a amuzat. Spune articolul 14, aliniatul 5 din legea 176,
Dacă persoana care avere este evaluată, este căsătorită, ori dacă are copii în întreținere, atenție, în sensul codului familiei, bineînțeles că actualmente codul familiei a fost abrogat și este inclus în nou cod civil, evaluarea se va extinde și asupra verii soțului sau soției și, după caz, aici are atenție, asupra verii copiilor aflați în întreținere. Păi măi, eu cred că am citit de nu știu câte ori zi, măi, eu am uitat dreptul sau ceva nu e în regulă aici. Păi un copil care l-ai în întreținere, nu-l ai până la vârsta majoratului, teoretic, cum știm noi. Păi copilul acela deține avere? Poate să dețină cu titlul de donație sau moștenire. Dar dacă l-am eu în întreținere, ce avere sau disociem noi averea lui de averea mea? Nu e un tot unitar. Și a rămas așa, știi? Bă, nu știu cât se regăsește în practică astfel de situații, dar, mă rog, ideea dreptul Ilar. Cine ar pune averea pe copil, având în vedere că numai de la 16 ani are capacitate de exercițiu restrânsă și de la 18, cu excepția femeii căsătorite la 16 ani care dobândește. Ai cu totul o caz excepțional. Mi s-a părut de-a dreptul Ilar. Dar iată că, practic, legea se referă la soț sau copii, deci de gradul întâi. Am promis, scuze. Spune. Deci nu, am să spun... Am promis la început emisiune că n-am să mă refer la nimic politic, cu toate că dețin și o funcție politică și n-am să fac lucrul ăsta. Am să mă rezum la ceea ce, la întrebarea strictă. Aș fi vrut să fac referire la fostul director al Agenției Naționale de Integritate, dar am să mă abțin de și de cine l-a propus și de cine l-a menținut în funcție până la momentul arestării lui. Legea, sigur, e dată de oameni. Cu bune și cu rele. Asta e evident rea. Fie că ne referim la vechiul cod al familiei, fie ne referim la codul civil care au preluat elemente din codul familiei. Dar ne nici referim... măcar n-a ținut pasul cu... Nu, evident. Nu. Este o lege depășită. Este o lege depășită pe lângă paleta largă de lucruri... Măi, și ce m-a frapat? Da. Lasă să-ți termin ideea și spune... Deci ca idee vreau să spun că legea frântă în sensul că dacă nu ai capacitatea de a și dispune în măsură, în momentul în care aplici o sancțiune, cum e chestiunea contravențională de nedepunere a unor declarații, în momentul ăla i-ai dat o capacitate omului restrânsă. De ce să-l restrângi pe funcționar? Dacă tot i-ai dat capacitatea să mă controleze, dacă tot i-ai dat capacitatea unui funcționar să verifice elemente ce țin de avere, de averea persoanei, a soției, ia cât al copilului, absolut blasfemic, să-mi controlez, ar fi culmea, apare fiimea 3 ani jumate la grădință în grupa mică, are ceva avere, mă gândesc, tu mi-ai cumpărat un set de păpuși și de niște oje. Păi, vezi? Da, ar fi de apreciat, sigur. Dar în cazul tuturor funcționarilor publici, la nivelul demnitarilor, cred că acolo au gândit, sigur, n-au explicat, n-au extrapolat problema. La nivelul demnitarilor putem să discutăm de, au fost situații când soacrele, nașii... Dar nu intră în discuție conform legii. Nu intră în discuție conform legii, tocmai pentru că în conform legii discutau numai de copii. Câțiva dintre ei n-aveau copii. Probabil cel puțin de care știau. Conflictul de interese, ceva. Da, probabil da. Acolo. Dar e ceva așa sui generis. Deci nu lasă loc de interpretări. Multe interpretări da. Și din nefericire această lacună nu-i benefică. Nu ne benefică nici nouă și nu-i benefică nimănui. Dar măi, Loții, dacă dăm noi timp un pic înapoi, eu legea asta 176 din 2010. Da. 2010, anul declanșării crizei la noi. Da. Corect? Corect. Și urma după aceea concederile masive din aparatul de stat. Nu zicem dacă a fost bun sau nu. Nu oare cumva și un preambul al celor și ca cumva să ne disipeze un pic atenția, a apărut legea asta? Posibil să apuc legea asta ca să o întărească pe cea din 2007. Aș vrea să spun că probabil și acea femeie, acel funcționar public din localitatea Săpânța, probabil tot pe fondul acestei sărăcii a încercat să facă acest subterfugiu. Dar cred că nici nu știa. Eu sunt fel convins. Și eu sunt la fel de convins că femeia nu era informată. Vreau să spun că rolul unui secretar a unei unități administrative teritoriale are o calitate colosală. Secretarul într-o unitate administrativ-teritorială ar trebui să fie, nu știu, persoana cea mai... ar trebui să fie un fel de lege ambulantă. Deci un om care dai nevoie de ceva și îl consulți, chiar dacă nu-ți va putea da un răspuns imediat, pentru că nu poartă după el un laptop sau nu poartă după el 15 coduri și
18 norme de aplicare a codurilor. Dar ar trebui să fie o persoană competentă, o persoană foarte bine pregătită. Mă uit cu, într-un fel cu întristare, cu, odată cu pensionarea domnului Hrubean de la Consiliul Județean Alba, o persoană pe care am apreciat-o extraordinar de mult. Rar mi-a fost dat să apreciez un om așa cum am apreciat-o pe doamna Hrubean. Întâmplat că o și cunosc de copil. Extraordinar de bine pregătită, competentă, cu calm. Îmi doresc sincer ca persoana care va reuși la concursul pentru secretar al Consiliului Județean Alba să fie măcar jumate cât a fost doamna Hrubean. Tocmai pe considerentul ăsta, Consiliul Județean Alba nu a avut astfel de sincope. De ce? Era doamna Hrubean. Întotdeauna secretarul, știi cum e, acea piatră de temile, cum zice apa, trece, pietrele rămân. Sigur, exact sigur. Așa, primarii se schimbă, secretarul rămâne și cunoaște rămân. Toate de desubturile. Și ar trebui secretarul să tragă de mână că funcționarul public, doamne, ești în eroare, doamne, încalci legea. Păi eu asta zic, măi, în momentul în care, cum era doamna aceea? Da. Cu două funcții în două. Eu mă gândesc că nu s-a angajat simultan. Nu, n-avea cum, sigur. Și atunci trebuia să, la a doua unitate, trebuia să-i spună, domne, completez un formular. Dacă ești sau nu ești angajat. Dacă nu ești angajat, poți să vii. Dacă ești angajat, nu poți. Să-i atragă atenția. Să extrapolăm discuția de la nivelul unui avocat atâta către alt avocat simplifica. Și să discutăm la nivel mai puțin avocat, la nivelul funcționarului public. Și cum te justifici față de colegii tăi? Când lucrai 8 ore și unde lucrai 8 ore? De la 8 la 4 lucrai la primărie și de la 4 la 4, la 4 și 5 minute lucrai pentru cealaltă până seara la 12? Sau... Mi-e greu să cred că persoana respectivă lucra 8 ore și 8 ore ca să încaseze 2 lefuri sau 3 lefuri. E un pic bizar, ca să nu spun ciudat, în toată istoria asta. Din punct de vedere moral, cred că doamna se află cu adevărat mai în culpă decât din punct de vedere al legii al Agenției Naționale de Integritate. Dar din punct de vedere moral, în raport cu colegii ei, de asemenea, eu cred că în mod grav se află într-o anumită stare de incompatibilitate. Și cealaltă contabilă din biroul dânsei, sau ar fi, dacă ar fi fost această posibilitate, și ar fi găsit. Măi, e o chestiune, am atins noi într-una din emisiuni, adică eu, noi ca avocați, așa. Când am avut un coleg invitat, fost coleg, actualmente este inspector adjunct la Inspecția Muncii, și am spus despre o astfel de speță când a fost sancționat, a fost sancționată firma pentru că ne-am făcut forme de angajare unei contabile care de fapt ajuta benevol și a și dat declarație, domnule, sunt prietenă cu patroana. Era un mic butic, mă rog, butic, forma veche, da. Expresia veche, un magazin mic într-un orășel de munte, femeia avea reale probleme financiare, de-abia se descurca și practic a ajutat cu contabilitatea și atunci s-a evit inspectorii de muncă, dar i-a și spus, nu sunt remunerată, nu ajut, nu prestez, dar a fost obligată, i-a dat acea sancțiune, 10.000 de lei, cum știm, și a fost obligată să încheie contract de muncă. Oare și în cazul de față, oare nu cumva tot așa ar fi vrut prestări servicii la una din firme, mă rog, din firme, unitate, în speță școală sau primăria, și le-a fost frică, trebuia să se facă formă de angajare, da? Nu. Funcționarul public nu poate să facă așa ceva. Ești funcționar public, îți asumi. Cum noi avocații ne-am învățat legile noastre, spun legile pentru că avem două, avem una fundamentală și statutul care are un caracter de multe ori mai dur decât o lege, de asemenea codul deontologic care ne arată foarte, foarte multe chestiuni pe care nu le putem face. Tentația ar fi mare din partea tuturor. De ce să încalci legea? Păi și noi putem. Ești obligat să o cunoști. De exemplu, putem fi acționari, nu? La o firmă. Asta e cu totul altceva. Nu suntem funcționari publici. Când vom fi avem remunerați... Avem și noi, dar nu, ca să știe telespectatorii, și noi avem regulile noastre. Sigur, stricte, de multe ori nu, foarte stricte. De mult mai ori, stricte da. Decât își imaginează corect. Dintre ei. Da. Chiar dacă e profesie liberală. Bun, dar iar e important să știe ce l-a aflat într-o astfel de situație, că tot articolul 14, aliniatul 4 din acea lege, prevede dreptul acelei persoane vizate când se prezintă la Agenția de Integritate să fie însoțită de un avocat sau reprezentată de un avocat, să-și facă probe exact ca și la un organ de urmărire penală sau la instanță de judecată. Deci e un lucru bun. E un lucru bun și începem să intrăm în normalitate, părerea mea. Suntem un stat în sfârșit cu elemente de democrație autentică, când rolul apărării devine în sfârșit de apărare activă și nu de apărare la limita
indecenței, adică doar aceea de a asista și atât, încă nu-i ceea ce trebuie să fie. Din foarte multe puncte de vedere nu-i ceea ce trebuie să fie, pentru că aparatul de stat e format din mai multe persoane, cu mai multe metode, cu mai multe mijloace tehnice. Și este corect ca persoana vizată, la care dacă prezumăm nevinovăția până la capăt, să-i se dea și dreptul de a se apăra până la capăt în limita acelei prezumții. O să te aperi până la capăt ce înseamnă? Că cineva produce 30 de probe și nu ți le va arăta până nu te trezești cu ele în instanță și abia în instanță să le poți analiza? Nu. Nu. Odată cu intrarea în vigoare a noului cod penal și de procedură penală, eu personal am o afinitate în ceea ce vorbește pe domnul profesor Volonciu, din foarte multe motive. Dânsul a și făcut parte din comisia... Procedurist. Excepțional. Da. Am avut onoarea să-l am în comisia mea doctorală în anul 2012, alături de profesor Iordache. Un om minunat și de la care pot să spun cu mândrie că acea mână pusă în cea pe ceafă înseamnă destul de mult. Vreau să spun că dânsul avea o anumită analogie privitoare la apărarea pasivă și apărarea reală. Suntem în prezența unui început de apărare reală în ceea ce privește un justițiabil prezumat a fi de încălcare a legii. Sigur că probatorii e foarte greu să administrezi în această situație. Cum n-ai fost persoană fizică autorizată câtă vreme scriptul de la ORC de pe lângă tribunalul Batestă fără urmă de tăgadă că ai avut un PF în satul tău? Ba da. Cum? Ce să aperi dacă o întreprindere individuală, bufetul din satul soției tale, îți poartă numele CNP-ul tău și ba mai mult tu și servești la bar, în timpul liber fiind și consilier local? Fără urmă de tăgadă sunt lucrurile astea. Și ce să facem? Să-l și condamnăm, să-l și executăm, să-l și mutăm dacă putem în Congo și suntem un stat democrat? Nu. Să-i permitem acelui om să justifice gestul. Cum ar fi general, nu am știut. Nu mi s-a dus la cunoștință. În momentul în care inspectorii ne-au spus, cetățene, ești în eroare. Se spune că perseverarea diabolicum. A persevera e diabolic. Omul a perseverat și a închis ambele entități. A doua zi a înțeles greșeala. Alții sunt tot în situații de genul ăsta, au votat, fiind președinți de composesorat și consilieri locali. Nimeni nu i-a tras de mână că în ședința de consiliu local nu vota pentru a-ți fi atribuit ție. Abține-te. Păi băi, secretarul. Acum... Poate te super, poate nu te super, vreau să dezvălui telespectatorilor că și tu ți-ai exprimat intenția de a candida. Așa este. În aparat, într-o funcție. Și locală și mai apoi parlamentară, da, așa este. Nu este bine ca înainte să-ți spună, să-ți dea o declarație, mă rog, un act, un normativ, ceva, să zică, sau niște îndrumări, să zică, uite domnule, poți, dar cu condiția, să respecti următoare, să nu fi fost aia, și atunci, da mă, previi. Nu-i mai bine așa decât să dai bani, mai ales dacă mergi într-o funcție, mă rog, politicienii care candidează în funcții sau mergi consilier județean sau local, plătești niște bani pentru campania, te lasă să ajungi acolo și după aia îți caută nod în papură. Repet, ca la început de emisiune, nu e o lege capcană cumva? Ba da, ba da. Și atunci pentru vorbim de bună credință, nu pentru mine, statului, ci pentru alții. Și numai pentru foarte mulți din politicienii județului Alba, încă o dată spuneam, din mediul urban, nu este o capcană. Toți știm această lege, toți știm că declarațiile pe care le semnăm creează un anumit efect în cazul în care nu declarăm în mod corect și real ceea ce ni se cere. Bun, asta în ceea ce ne privește pe cei din mediul urban. Pe mulți din mediul rural, de asemenea, iarăși înțeleg acest lucru, dar o mică parte, pentru că vorbim de o foarte mică parte, nu înțeleg. Nu cu rea intenție. Oamenii ăștia trebuie, nu știu, eu așa înțeleg. De ce să plec cu premiza neapărat că ai vrut să faci o ticălușie, ai vrut să faci o nimicnicie? Și în fond, care e nimicnicia? Că tu, neavând din ce să subziști în satul tău natal, ai avut un bufet înainte de a fi consilier local. Și ce să vezi, nespunându-mi nimeni că nu mai am voie să am și bufet și să iau 300 de lei consilier local, trebuie să închizi fie bufetul, fie renunț la mandatul de consilier local. Că ar fi ales om. Știi? Din nefericire suntem în situație ingrată, ca la un an și de la evenimente de anul 2012, vine anii și exercită controlul corect, tematic, constată neregulile pe care le constată și dispun măsuri. Bună ziua, luați măsuri. În cazul
clienții lor, mai măsurile au fost luate în temeiul 215 și în temeiul 393 pe 2004. 215 pe 2001 cu modificări și... Da. Și uite, apropo că ai pomenit de acea persoană din mediul rural și vorbim de o lege care încearcă să respecte drepturile omului, fac o paralelă cu legea șomajului. Șomerul, ca să știe telespectatorul, poate, în paralel cu indemnizația de șomaj, să realizeze anumite venituri, la anumit plafon. Sigur. Aici? De ce nu? Acel, cum ai spus, acea persoană din mediul rural care n-are altceva ce să facă, are o mică afacere, o mică privatizare, cum zic oamenii suntem din zona rurală. Suntem generoși în accepțiunea cuvântului afacere. Că... Trebuie să disociem, domnule, să vedem până unde, să plafonăm, dacă nu. Trebuie să ne gândim și la mic, nu la... Mai sigur că sunt vizați, cum zicem noi, rechinii, dar pică, pe lângă el pică peștișorii mici. Și, din păcate, tot mai mulți ăștia mici, ca să-și justifice activitatea. Pentru că orice agenție nou creată trebuie să justifice activitatea. Sigur. Și atunci caută nod în papură peste tot. Mă uitam la nivel procentual dat de Agenția Națională de Integritate procentul, aproape 80% vizează aleși locali sau funcționari din mediul rural sau orașelor mici. Firesc. Părerea să fie așa. De ce? Pentru că acolo informarea pătrunde puțin mai greu. Pentru că sistemul de prietenie și de cumetrie e mult mai accentuat în satul meu, în comuna mea, în cătunul meu, decât în municipiul meu. În municipiu nu mai suntem chiar atât de buni prieteni, din nefericire spun asta. Și am o rațiune corectă când spun din nefericire. Tot timpul suntem într-o strânsă competiție și chiar nu înțeleg de ce. În ceea ce este mediul rural să se face o greșeală, eu spun la nivel uman. De ce spun asta? Pentru că sancționându-l pe acest nefericit, mai dur decât trebuie, va pleca sau va renunța. După el nu mai vine mai nimeni. Satele noastre se depopulează. Corect, aici e o problemă. Ce ales local vei avea? Pe următorul, care e mai puțin pregătit ca el, și care va sta cu o spaimă viscerală, vai, ce să fac să nu greșesc? Secretarul va deveni un fel de mic Dumnezeu, ca un fel de paianjen în pânza lui și ăla va face exact ceea ce își va dori el, pentru că el e secretarul și... El trebuie întrebat și, în general, dacă dai prea multă importanță, în multe situații mediul rural devine gomos și când vorbești cu el abdominal, ai sentimentul că expresia ce iese pe cerul gurii undeva între un preot obosit și un funcționar în reacție întârziată și îți spune o enormitate care trebuie să te gândești, domne, omul ăsta e sănătos sau e angajat pe bani publici, din care, ce să vezi, mulți ca noi contribuim cu mulți bani. Asta ca să subziste mulți funcționari publici. O să spun o nemulțumire pe care o am în mod direct privitor la funcționarii publici remunerați pe mulți bani, de exemplu de la fisc. Oameni serioși, aminte când te uiți să vezi când circulă, sunt serioși. De ce? Stau încruntați. Un funcționar de la fisc nu zâmbește, el nu râde. Corect. Nu, el se supără. El dacă nu se supără și dacă se supără, stă încruntat, scrâșnește din dinți și din mandibule și te privește fix. Cu certitudine ai făcut ceva. Am avut nefericirea să discut cu vreo doi dintre ei pe holurile instanțelor. Erau juriști, colegii noștri. Ceva se întâmplă cu ei, ceva nesănătos. Fie de la preluarea, de pe moment, modelul regiune, eu lucrat o anumită stare de superioritate în raport cu ceilalți, fie au o problemă. În oricare din situații au șansa în raport cu celelalte profesii neliberale de a nu mai avea controle medicale. Eu cred că ar fi importante, totuși. Pentru că atunci când te duci la un nivel minimal și cineva te vede, te întreabă de ce stai încruntat? Ai o problemă cu mandibula? Nu mai poți discuta liber? Nu discuți secrete, nu te întreabă nimeni ce ai tu acasă. Sigur, tu fiind un om serios câștigând 4.000 de lei pe lună, îți permiți să ai, de exemplu, două case. Sigur, poți să schimbi și mașina în leasing. Doar atât că leasing-ul e cam jumate din leafa ta și ai și un copil la facultate. Te-aș întreba în mod onest din ce sărăcie banii îl întreții. Că ei pe noi ne întreabă, bună ziua, ați realizat venituri de X lei, trebuie să îmi dați. Nu, ție nu trebuie să-ți dau nimic, dar sintagma lor e să îmi dați. X lei, ție nu. Nu, nu, nu. Sigur, te uși și plătești la casierie. Lui însă nu vrei să faci. Lucrul ăsta pe mine mă deranjează. Sigur, pentru acești oameni, pentru mulți dintre ei, dar aș... să zic așa, îndulci această lege, numai pentru cei de la fisc.
mă revoltau de la Iud două persoane, ca să fiu și mai exact, să nu fiu înțeles că am ceva cu, nu, ce de la Alba, sunt niște zeități. Nu, nici nu îndrăzim să ne uităm la ei, să nu cumva să șifonăm cu privirea, poate îi șicanăm. Că și asta ziceau, domnule, ne-ați jignit, te-ai și gândit, Doamne, insultă calumnie, nu. Ei spus ceva omului, cetățenește, doar pleacă de lângă noi, du-te de aici. Nu vreau să stai, e mult dacă îți cer să părăsești zona în care stau eu și tu n-ai voie să stai aici, că tu de altă nu ești avocat. Cum eu nu mă duc în biroul tău, că nu sunt funcționar, tu nu stai în bancă cu mine. E rău dacă zic asta. De ce dai din cap? Păi nu e avocat. Păi eu știu, dar noi suntem... Noi suntem puțin mai toleranți, mai omenos, da, mai și putem să ne permitem luxul să fim... Nu mai vreau să fiu chelnerul lor, m-am săturat, sincer. Chiar o să fie, sper într-una din emisiunile viitoare să dezbatem și tema cu finanțele. Am promisiuni că va veni și din partea lor. Mi-aș dori mult să fiu invitat la emisiunea, să mă pot uita în ochii lui, eu. Oricare ar fi acea persoană. Pot să-și nominezez dacă e nevoie vreo câțiva, pe care îmi doresc să vină. Dar, aici nu din... dăm nume, sigur. Nu, dar mi-aș dori să, așa, să ne uităm în ochi. Bun, acum aș vrea să revenim la chestiunea cu încălcarea. Am sesizat că mulți dintre funcționari și-au găsit joburi în mediul de stat. Sunt profesori. Sunt profesori buni. Sunt experți. Sunt experți buni. Sunt analiști. Sunt analiști buni. Și am rămas plăcut surprins că acești oameni chiar își completează formularele și le depun în mod corect. La, nu știu, au 6 luni din an în an, au legile lor și le respect. Plăcut surprins. Sincer, am rămas plăcut. Rămâne însă acea mică parte, mai ce să-i, mica parte care... De ce spuneam mai înainte? Adică gomoși, strângători de mandibule și care în general au un mic univers al lor, desigur. Dar ceilalți, într-un mod absolut plăcut, sunt surprins. Foarte plăcut. Putem verifica chestiunea asta. Chiar au declarații absolut corecte. Și pentru asta, cinste lor. Să vezi același lucru la Casa de Pensii, să vezi același lucru la APIA. Deci, absolut, în județul Alba, și cred că lucrul pleacă de la jurist sau de la secretar de la primărie. Eu cred că de acolo pleacă. Deci dacă ăla e corect și ăla știe carte și le spune, fraților, asta trebuie să facem, eu cred că nu ar fi o problemă. Măi, dar ce facem în situația când într-o familie este un funcționar public și unul cu profesie liberală? Asta înseamnă și trebuie să treci și venitul realizat de soț, care e din profesie liberală, și acolo venitul e discutabil. Că tu trebuie să-ți faci niște, la final, niște tai, cheltuieli, mai bine fiscul pe față, îți mai taie, îți mai bagă. Ce facem atunci? Și după îl băgăm pe soțul ăsta la apă, că e declarație de avere, îl băgăm și la falsă declarație, cum zice și legea? Va trebui probabil cineva să modifice lucrurile astea, să le mai flexibilizeze, nu cu răutate. Băi, să apară niște norme, să vedem întâi normele de aplicare, orice lege de genul, trebuie să avem niște norme de aplicare. Și atunci să vedem, sunt bune, nu sunt bune. Dovadă că legile astea sunt date așa, sunt un fel de legi pompieristice și sunt date de mai prin puțin asumare. Profesionist, prin asumare, să spun sigur, noi. Sigur, da, să ne rezumăm. La hai să vedem un alt material, rog regia dacă este pregătită și urmează să discutăm după aceea și pe marginea acestea și alte aspecte. În ultimii 3 ani, mii de primari, viceprimari și președinți de consilii județene din întreaga țară au fost declarați incompatibili de ANI, instituția politizată și condusă de Horia Georgescu. Între timp, acesta a fost arestat în dosarul despăgubirilor ilegale de la NRP, de 10 de milioane de euro. Deciziile de incompatibilitate au rămas însă. Aleșii locali au fost acuzați că ar fi îndeplinit funcția de primar sau de președinte de Consiliu Județean, în timp ce erau membri ai adunării generale a acționarilor în societăți de interes local. În cazul lui Nicușor Constantinescu, acesta reprezenta județul în cadrul companiei de apă Secerajul S.A. Nu avea niciun profit de pe urma acestui cumul de funcții. Pur și simplu reprezenta interesele a sute de mii de oameni din județul Constanța, care l-au ales președinte al Consiliului Județean în cadrul companiei de interes public. Vânătoarea ANI a început imediat după ce PDL a pierdut categoric alegerile locale din 2012, așa că singura posibilitate de înlăturare a primarilor USL a fost declararea lor ca incompatibili. Sub presiune, unii au demisionat, însă cei mai mulți au atacat în instanță decizia ANI și au câștigat. Este și cazul președintelui ales al Consiliului Județean Constanța, Nicușor Constantinescu. Magistrații Curții de Apel au anulat raportul de evaluare întocmit de ANI. Decizia nu este însă definitivă, dar reprezintă o primă victorie a lui Constantinescu în războiul
scandalul cu abuzurile ANI. Cel mai celebru caz este cel al actualului președinte al țării, Klaus Iohannis, declarat incompatibil pe vremea când era primar al Sibiului. Iohannis a câștigat procesul cu ANI după instalarea la Cotroceni. Curios este că președintele a trimis acum la CCR legea care stabilește, odată pentru totdeauna, că primarii și președinții de consilii județene pot fi membri în adunările generale ale companiilor de interes public și că nu există vreun motiv de incompatibilitate. Iohannis a invocat care dubii legate de constituționalitatea actului normativ. Am revenit în studio, dragi telespectatori. Ce zici, colegul? Că pentru prima dată sunt de acord cu Iohannis. Ghinion. Da, e corect în felul ăsta. E corect abordarea. Acum, dacă spuneam ceva de președinte Consiliului Județean, ar fi zis lumea că sunt în PSD-uri. Nu sunt membru al acelui partid, însă, în mod corect, nici președintele ales și nici președintele Consiliului Județean ales uninominal și nici ceilalți primari nu cred că au încălcat legea în cazul ăsta. Deci explicit în cazul ăsta, privind companiile de apă în general, pentru că nu aveau funcții remunerate. Păi dacă ești neremunerat, spunea de acel exemplu cu contabila, ce să vezi, vreau să-mi ajut o prietenă, se află în nevoie, te amendesc cu 10.000 de lei. Aș îndrept să fac pe rog că inspectorul îi temesc creștinea din dinți. Era sobru, era serios și făcea datoria. Neapărat trebuie 10.000 de lei, iar SRL-ul are un capital social de 200 de lei, marfă de vreo 4.000 de lei cu totul, nevandabilă nici jumătate, iar femeia subzista sub nivelul minim pe economie. Da. Aia cu 10.000 de lei au reușit ITM-ul cu adevărat să adune bani la bugetul de stat. Și oameni serioși. Și un copil cu handicap și un copil în facultate pe care trebuia să-l țină. Deci de-abia ajungea banii. Eu zic asta că femeia trebuia neapărat, dacă nu-i făcea și un capăt de dosar penal pentru eventuală sfidare sau pentru ceva ultraj la adresa inspectorului. Dacă mai avea încă patru prietene pe lângă acea contabilă, era, îi făcea dosar penal. Era dosar penal. Corect? Și mi se pare corect și cu trimitere, facem nu pui mișcare, acțiune. Deci, încă o dată, legea asta, măi, parte dintre ele ar trebui un pic modificate. Pentru prima dată sunt de acord cu președintele țării. Încă o dată, ghinion, nu știu pentru cine. Dar de data asta chiar are dreptate. Legea asta chiar trebuie atacată la Curtea Constituțională. Exact. Și trebuie văzut elementul de constituționalitate a unui ales local care prezintă interesele urbei a celor care l-au ales în mod uninominal. În raport cu acele unități de apă. Deci nu se poate. Ce am încălcat? Păi m-am manifestat și am reprezentat. Da, dar n-ai voie că ce? Că ce? Unde e conflictul de interese? Care e conflictul? Ce conflict de interese? A, da, la primul caz, da, era evident. Ai încasat două lefuri în mod corect. E adevărat. Aia. Eram chiar cu să văd și cum a fost impozitat. Așa, un dubiu normal sau... Da, nu, acolo, n-o știm. Acolo nu ne-a spus în reportaj. Păi bun, dar și acolo, în primul caz, tatuș a încasat dările, nu? Sau nu? Nu știm. Păi... N-o zis, uitați să zic. Da, dacă a fost angajat la unități de stat, mă gândesc că statul are grijă să-și ia. ANI nu poate să constate asta. Păi nu, dar... Constată numai că erau angajați. Dacă se constată că... Dacă avea două ore angajare. Bun, să zice, constată nelegalitatea, deci... Dacă era manager. Am putem lansa tot felul de ipoteze. Da. Dar tu constați și că s-a încălcat legea, dar banii ăia i-ai luat, te-ai făcut și tu oarecum părtaș. Da. La încălcarea legii. Da, corect? Așa este. Corect, așa este. Păi cum avem noi, nemauditul prompea turpitudine maleganță, acel principiu. Corect. Păi și tu vii să zic, bă, până acum am trăit de pe urma ta, dar acum nu mai, gata, hai să... Da. Și să pot preîntâmpina astfel de chestiuni. Dar vezi că deja sunt legi și lumea deja tot mai speriată de instituțiile astea care au prescurtări din trei litere. Și se termină cu ri sau cu in coadă, da. Depinde. Cu tristețe am constatat și eu lucrul ăsta, dar altceva am constatat cu tristețe după 26 de ani de democrație autentică. Oamenii au cultul statului. Da. Doamne, de unde ești de la stat? A, ești Dumnezeu. Cine îți zice nerozia asta? Domn primar, domnul inspector, domnul... Bun, te-ai gândit că poate domnul primar... făcut liceul la etajul 4 unde nu circulă oxigenul și creierul lui a rămas într-o formă amorfă? Nu am gândit, dar el e primar. Sau domnul agent de poliție, fiul cu tare și la a doua întorsură de oaie tocmai își lua gradul de agent? Păi nu, dar el e agent. Am înțeles bine, dacă așa dispune. Cine suntem noi să ne opunem agentului?
Pentru că el constată cu propriile lui simțuri. Oare simțurile sunt vii? Asta aș putea să mă întreb fără să se supere domnul agent. Că el au o lege în care agentul constată prin propriile simțuri X faptă. Prin toate simțurile vii sau prin mai puțin din ele. Cu care simțuri constată? O lege nici de cum nu poate fi perfect. Dar încercăm să o apropiem de perfecțiune. Da. Pentru că legea e făcută, cum am spus eu, de om. Om e o ființă perfectibilă, departe de a fi perfectă. Dar să încercăm să învățăm din greșeli, să acoperim lacunele astea legislative. Așa este. Și vine și practica câteodată. De aia zic că asta e o lege, am văzut undeva la 30 ceva de articole. Scurt. 33 modogrosă, dar și alea rândul lor modificate în vreo, am citit mă și eu vreo 19 variante la nivelul lunii ianuarie 2015. Ce interesează, bănuiesc, pe telespectatori județului Alba, cum stăm noi ca pondere la nivel național? La anul trecut, din experiență, cam câți am avut incompatibil dacă anul ăsta? Dacă zic bine, înseamnă că trebuie să spun și ce înseamnă bine. Că, din nefericire, pe noi ne obligă, într-un fel, legea să ne mai și justificăm, să ne justificăm în sensul că trebuie să definești ceea ce spui. În contradictoriu cu alții care nu sunt obligați să facă asta. Bine, însemnând că avem foarte puține situații. Deci, oricum, noi stăm bine. Stăm foarte bine, însemnând că, din cât știu eu, din anul 2013, 13, 14 și primele trei luni din anul 2015, am avut în total 4 situații, toate 4 soluționate. Una se află, am înțeles, două se află în calea de atac a recursului în Alta Curte de Casație, fără termen deocamdată, dar constatarea de instanța de fond la una a fost de respingere a raportului ANI, la una de admitere a raportului ANI, dar, pe de altă parte, sancțiunea aplicată era de admitere a raportului ANI numai sub aspect pecuniar, nu sub aspectul măsurii luate de Consiliul Local, care are aviz de rată din partea prefecturii. Așa, ca să știe telespectatorii, am ajuns la aspectul procedural, am ajuns la Înalta Curte în recurs. Da. Deci să știe că astfel de acțiuni se supun jurisdicției instanțelor de contencios administrativ și fiscal, mă rog, contencios administrativ. Da, administrativ, da. Dar fiind o instituție națională, la nivel național, se începe de la Curtea de Apel. La Curtea de Apel, ca instanță de fond, da. Primă instanță. Așa. Deci noi încă stăm bine. Față de alte județe, da. Da. Suntem chiar sunt deosebit de cuminți. Și astea încălcările, cu un pic de atenție, puteau fi preîntâmpinate. Încă o dată. Să vii să spui unui om care nu are un butic, ci are un PFA. Cetățene, nu mai vinde pâine, nu mai vinde cartofi, nu mai vinde ce vinzi acolo. Categoria totală de marfă pe care o avea clientul meu din comuna respectivă era în total de vreo 2800 de lei. 2800 de lei toată marfa evaluată la valoarea de cumpărare, la valoarea facturii. Așa. Nu la cât valora în momentul. La cine ți estima? Ce măsură să-i împotriva lui? Cu momentul în care au spus ce de la anii nu mai avea salivă în gură, era pierit. Și acum ce să fac? Nimic. Închideți magazinul. Ce ai putea face împotriva evidenței? Să o respecti. Să respecti ceea ce ți s-a dispus. Să nu stărui în fapt. Asta l-am sfătuit. Celălalt la fel. Ce ai făcut în acel moment? Păi eram președinte de așa și în Consiliul Local am votat. N-ai vrea să revoci hotărârea de Consiliul Local să dai o altă? Să nu stărui în aia. Păi eu știu, e bine? O fi bine? Ce zice domn secretar? Păi, domn secretar, cine suntem noi să-l contrazicem? Eu zic să băgăm și o fisă de 50 de bani, poate ne dă un răspuns mai complet. Că e ca la guru. Și are trebuie să știe telespectatorii că legea le dă prerogativa celor de la ANI să solicite informații inclusiv de la persoane fizice din anturajul tău și dacă nu dai acea informație, ești sancționat, dacă nu mă înșel, 200 de lei pentru fiecare zi de întârziere. Corect. Cum erau înainte daunele combinatorii, acum i-au transformat în amendă. Da, da, și este corect. Adică cu asta nu mi se pare nimic nereal. Bun, oamenii sunt din practică, instituția statului. Nu. Cum aplică amenda? Ce, aici e problemă. Cum aplică amenda? Fac procese verbale? Sau ei, titlul executor, cum fac? Din experiență. E o chestie ciudată. Chiar n-avem dispoziții procedurale. Nu. Din experiență lucrurile se stau cam așa. ANI nu se dă nicio amendă. N-au riscat. Păi, cu toate că au un temei în articolul 30, le conferă dreptul de a trimite niște, de trimite inspect, un, ce scuze pentru cuvântul niște,
de a trimite inspectori de specialitate care să constate contravenția și care în temeiul OG2/2001 ar putea avea la dâns și probabil vreun chitanțier sau vreun model de procese verbale prin care constată contravenția și aplică funcție de la până la. Bun, acum tot noi știm că în OG2/2001 mai sunt și alte măsuri corect de altă natură. Legea nu spune asta. Dacă de aici mă trimiți la OG2/2001, înseamnă că îmi permiți și teza a doua. Corect. Teza care fiind în prima faptă contravențională, nesteruitor, recunoscut și îmi doresc să acopăr cât mai repede prejudiciu, acopăr prejudiciu, o să te rog să-mi transform din contravenție în avertisment. Corect. Pentru că nu ți-am greșit chiar atât de mult. Dacă ți-am greșit cu 10 lei, ți-am plătit acei 10 lei, nu mai îmi da și amendă 5 lei, că n-ar fi poate chiar corect, n-ar fi moral. Corect ar fi, legal ar fi. Dar eu aș zice că dacă am îmbinat moralul cu legalul, cred că am fi poate puțin mai înțelepți. Apropo de legi care ar trebui mai înțelepțite sau mai revăzute sau mai revizuite, la toate, poate și pentru profesia noastră. Azi am primit pe mail raportat la ceea ce discutăm, care legătură? Din partea celor de la CSM și din partea Ministerului Justiției un set de înscrisuri de propuneri pentru modificarea G51/95 a avocaților. Le-am primit și eu, da. Eu nu vreau să răspund că s-a supărat domnul decan pe mine ce părere am despre un judecător care nu vrea 5 ani să calce pe la instituția lui, că vrea să calce după 2. Nu vreau să-i răspund. Se va supăra pe mine. Nu cred că se va supăra. O să discutăm, sigur. Acum i-au propus ca după 20 de ani de exercitare a profesiei de magistrat să intre la noi în avocatură. Să intre, nu e problemă. Să... Fără examen. Fără examen nu, să dea examen. Dar noi, și noi, la și noi dacă asta mergem, e altă temă și sper să... Da, să o discutăm la noi. O discutăm, eu mă referam la faptul că ei doresc după 2 ani, după ce nu mai, sau 3 ani, după ce nu mai profesat, să meargă pe acolo așa, să pledeze, că da, poate mai judecă un fost subordonat, poate un fin, și sigur va judeca corect și drept, pe probe. Așa și aici, deci în multe situații, anii, și eu mă uit cu tristețe la nefericirea fostului director anii, am zis că nu voi politiza discuția, nu pot să n-am acea stare de disconfort când îl văd pe director anii sprijinit pe mâna plăpândă a unui confrate avocat. Adică și Horea Georgescu se sprijină pe mâna plăpândă a unui confrate avocat. Horea Georgescu, care se credea un mic Dumnezeu, parcă un pic îi... Dar ce să vezi, poate că în momentul în care cineva pățește ceva, se va sprijini pe acea mână plăpândă. Sau mai puțin plăpândă. Vezi, pune lupii paznici la oi. Și, cum am zis eu, din practică, instituțiile cu prescurtări din 3 litere cam sperie. Alealaltă, cu fondurile europene sau așa... Eu zic că după, mai multe litere, știi, după ultimele descinderi ale instituției cu 3 litere intitulate generic DNA ar trebui să cam sperie, că în ultima vreme numai cu ei au treabă. Acum, tot la fel de adevărat, au și manipulat sume foarte mari de bani. Păi, și presupun că așa cum anii verifica funcționarii și ca să vadă dacă sunt corecți și dacă își declară averea integral și dacă mai respectă și dacă nu se angajează prin alte părți și nu realizează venituri salariale sau alte venituri din alte părți, și DNA mai verifică dacă și-au mai făcut treaba și dacă banii au fost încasați pe munca pe care erai obligat să o faci. Și aici, iarăși, cu proba e ciudat. Acum aș vrea să zic ceva legat de probă. Foarte mulți cetățeni sunt revoltați de faptul că multe din acțiunile pe care noi le facem, ca nivel de procedură, sunt tergiversate sau sunt îndelung amânate. Nu vreau să mă scuz, vreau să spun că nu noi am făcut procedura. Nici Sima, nici Chioble și nici alții n-am făcut această procedură. Nu facem decât să o respectăm. Vrem, nu vrem. De multe ori nu vrem. Nu vrem întotdeauna să mergem de 5 ori cu cineva pentru un capăt de declarație sau să obținem un capăt de probă. Nu vrem asta, dar trebuie să o facem pentru că anumite nu o dobândim. Foarte multe lucruri le facem pentru că așa trebuie să le facem. Dacă sunt nemulțumiri, eu zice că n-ar trebui să ai nemulțumiri privitor la activitatea mea, ci la lege. N-ai vrea să schimbi. Tu fiind un cunoscător de lege, încă o dată, sunt mulți, am văzut... Pe fiecare apariție a noastră, fie că e balul avocației sau ceva, apar vreo 7 înjurători de serviciu. Suntem numărat de viață, sunt 7, în toate felurile. N-ar vrea, desigur, agramați, virgula după verba, uitat, deci nu mai contează, dar de în principiu trebuie să ne înjurăm. Aș vrea să, desigur, nu să-i cunosc, aș avea o stare de rău fizic. Și cine știe, după aceea aș vedea dacă în ce sferă mă mai circumscriu și eu, cetățenește vorbind. Da, aș fi raportat la anii, i-aș fi întrebat, tu din ce îți câștigi existența cetățenă? Ce faci tu?
Păi ai văzut? Din 24 de ore. 8 am înțeles că mănânci. Vreo 3 dormi și digeri în timpul ăla. Păi da, apropo. Da. Pe site-ul Agenției Naționale de Integritate sunt declarații de avere. Acolo sunt contabilizate, nu știu câte mii, milioane. Da. Oare acolo... ei au și angajații ani declarațiile de avere? Asta ar trebui să vedem. Au. Și cine controlează? Vorba ta. Se controlează în Crucișat? Așa spun și eu, întrebare. Oarecum cred că e retorică întrebarea asta. Retorică întrebare, nu o să răspundă. Corp la corp nu scoate ochii, deși la noi câteodată instituțiile statului demonstră contrarul. Acum, nu știu, instituția în cadrul interior, mai fost situații. Da, bună întrebare. Cine controlează pe funcționarul de la ANI dacă și-a declarat în mod corect avere? Acum l-aș mai întreba până dacă câștigă, de exemplu, într-un an 36.000 de lei și face cheltuieli de 42, de unde apare diferența, el nemoșteni nimic. Că în cazul nostru, sigur, bizareria apare că realizăm venituri și de multe ori fluctuează, de la lună la lună, de la situație la situație, dar în situația certă a funcționarului public, ciudat să fluctueze. Și ce te faci când se modifică declarația de avere apropo de moștenire? Ai de completat declarația și ulterior capeți o moștenire. Faci un supliment de declarație. Un supliment. Da. Mi se face semn din regie că ne apropiem de finalul emisiunii. Eu mulțumesc din inimă distinsului invitat că a avut puterea, pentru că a venit chiar de la București, de aceea se și vede, este puțin obosit și a avut bunăvoința să vină să dezbatem acest subiect, pentru că este un an, așa cum a spus, un an preelectoral. Țin să atrag iarăși atenția telespectatorilor că de săptămâna viitoare emisiunea va fi difuzată în fiecare zi de marți, de la ora 21, deci nu mier, ne mutăm marțea. Ce să spun? Să sperăm că vor apărea și norme de aplicare, vor învăța din greșeli și actualmente cei care se pregătesc să candideze vor fi bine puși la punct. Pentru că nu toți au privilegiul de a fi avocat ca tine și a cunoaște legea. Și sunt unii care vin din altă sferă și nu sunt familiarizați cu legea, mă rog, cu legea ANI cel puțin. Asta este. Încă o dată îți mulțumesc pentru prezență. Eu sper să vii și cu alte ocazii. Mulțumesc și telespectatorilor pentru atenția acordată. Până data viitoare, dragi telespectatori, s-auzi numai de bine. La revedere, o noapte minunată. La revedere.